Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dar să călătorești cu mașina. Cum să călătorești ieftin cu avionul în condițiile în care biletele de avion sunt atât de... Da. Și salariile piloților sunt mari? Cargo. Da. O să pilotezi tu avionul, ca domnul Țiriac, mai faci economie. Ai avionul tău, îți cumperi avion și ca să faci economie, nu plătești pilot. Pilotezi tu. Și atunci... Asta da. Da. Și ai scăpat, practic, nu mai cumperi bilete de avion, zbori tu cu avionul tău. Cum nu ne-am gândit până acum? Asta e una dintre variante. Cealaltă variantă e să călătorești pur și simplu gratis, care este cea mai bună variantă dacă poți să faci asta, numai că trebuie să faci legal. Un britanic a călătorit gratis din Londra la New York. Aoleu. Cu avionul, fără bilet, practic a stat cum a făcut el. S-a dus la aeroport, la aeroportul Heathrow, care e, cred că, cel mai mare din lume în continuare. N-aș vrea să mă înșel, dar... Nu, cred că te înșeli. Printre cele mai mari printre din cele lume. Mai mari, da. Și a stat lipit în spatele câte unui pasager, cum făceam noi la școală, că mergeam unul în spatele celuilalt în pas, știți, da? Așa? Nu, m-am prins, ba da, m-am prins. Asta, cu câte o colegă. De câte un pasager, când a trebuit să treacă pe la control automat de pașapoarte. Știi? Pleacă-mă de aici. Da. Mie nu mi-ar fi ieșit. Da, păi cred că el era mai mic și a țintit ceva mai... Cred că trebuia să lipesc eu pe cineva de mine. De asemenea, înainte de îmbarcare, în autobuzul care l-a dus la avion. Deci, practic, a stat lipit de câte un alt pasager, cum călătoresc coții de buzunare în tramvaiul 41. Stai, mă, avantajul e că acolo au controlele automate și sunt în Schengen, cumva. Da, și asta a contat, pentru că la noi nu știu dacă ai fi trecut de poliția de frontieră. N-ai cum, da. Și dacă te duci la automate, la noi automatele sunt 4 și sunt supervizate de un cetățean. În principiu toate sunt supervizate. Acolo sunt sute și sunt supervizate, dar n-ai cum, da. Sute, sunt 10. Și am văzut, au un dude care se mai uită așa, da. Care joacă Tetris din când în când, mai aruncă așa. Exact, da. A ales și ajunul Crăciunului. O zi foarte aglomerată la Heathrow și asta pare să-l fie ajutat un pic. Clar. Dar interesantă treabă. Problema e că... Face treabă, da. Da. A ales să călătorească gratis, fără bilet, dar și fără pașaport. Ceea ce... Deci l-au oprit la frontieră în New York și aici... l-au trimis pachet înapoi. Deci a avut două zboruri gratis. Corect. Auzi, nu putea la New York să spună, nu vă supărați, nu vă puteți să trimite înapoi peste două săptămâni. Da, chiar așa, sau să facă ca ăla, în terminalul, să se refugieze. Da. Dar a demonstrat că securitatea pe aeroporturile astea, Heathrow, New York, mai subțire decât... L-au prins. La New York l-au oprit, nu l-au prins. Că el a vrut să se aduce și l-au întrebat unde-i pașaport. N-am. Aici a greșit. Dar cum ai fost? Zbura în Europa, trece. Zici? Da. Adevărul. Bine, în Marea Britanie trebuia să ajungă săracul la graniță, că acum se face verificare cu pitin. Marea Britanie. Bă, dar mă gândești, pe ăsta l-au... Deci, pe ăsta l-au lăsat la bord, fără bilet, fără pașaport. Bă, noi ne verifică cu centimetru la bagaje, când ducem... Da. Au cadru de ăla, te pun să pui gentuța. Au pus vreodată, da? Nu, că am respectat regulile. Dar acum când m-am întors, în weekend am fost plecat, și când m-am întors, am luat un low cost. Și te-au băgat pe tine acolo. Ca te... Erau două doamne. Ieșeau o bară de salam din servietă. Erau două doamne care aveau niște papornițe, ce să spun, jumătate de porbagaj bucata. Rafie? Nu era rafie, erau alea din pânzică cu... Pânză topită. Cam nu știu dacă pânză topită. Mamă, și aveau un scandal în ele, că le-au pus să plătească. Deci n-aveau bagajele respective, gențile cu pricina. Așa. N-aveau nicio legătură cu dimensiunile standard pe care le acționau. Nu era, adică nu era nimic. Era... Da, cred că se puteau mula, dacă erau din pânză ceva, cred că se puteau mula și intrau oriunde, practic. Și le-au pus să plătească câte 60 de euro de bagaj. A făcut un scandal monstru. Văd că de ce nu le-au zis la vamă? Când au plecat. Eram în Europa, da. La vamă, adică nu știu ce înțelegeau prin vamă. Când în Italia, s-a făcut controlul de securitate acolo, ar fi trebuit să le spună cineva că nu e voie. Și mi se pare fascinant că totuși după atâta timp, adică oamenii aceștia continuă să călătorească. Sigur nu e prima dată când erau români care lucrau în Italia. Mă, tot încearcă. Pentru că una a și spus, da, în România n-am avut nicio problemă. Numai aici, în Italia, mi-au făcut dificultăți cu papornițele respective. Ce știam, că v-am zis la un moment dat, că nu sunt reglementate. Adică... Cine? Ce? Astea, rafiile. Păi nu intrau mai un cadru. Mult timp a fost o...
erau cel puțin până de curând și acum e de fapt prima oară când contești tu această realitate. Eu știam că mergea șmecheria asta, că dacă te duceai cu rafie la aeroport, nu prea aveau ce să... Nu era rafie. Nu știu vorba bine, adică dacă nu era o geantă omologată, gen... Geanta și era o pungă, dacă te duceai cu punga, poftind, dacă îți luai 6 pungi de alea de plastic de unică folosință și spuneai haine în ele și te duceai cu sacoșile așa, nu era, că nu e valiză, știi ai ce călătorit spun? Așa, vreodată? Eu n-am călătorit, dar am văzut mulți că tot vedeam de ăștia cu pungi. Și l-am întrebat pe un amic de-al meu care lucrează în domeniu. Și mi-a zis, frate, vin cu pungile și n-ai ce să le faci, că nu, punga e pungă. Ai voie să-ți cumperi, de exemplu, dacă te duci în duty free în aeroport, da, poți să-ți iei 60 de pungi. Da, este adevărat. Și te duci cu ele la îmbarcare și n-au ce să-ți facă, da, trebuie să le accepte. Da, este adevărat, dar pentru puncile alea trebuie să ai niște chitanțe de la magazinele de acolo, de la duty free. Și sunt și sigilate. E adevărat. Sunt capsate, să nu aia, nu, aia se sigilează alea cu parfumuri și cu băuturi alcoolice. Okay. Dacă ții tricouri din aeroport, nu ți le capsează nimeni. Știi? Și atunci tu puteai să te duci cu pungi, îți cumperi o pungă de aia cu un tricou și mai pui încă 20 acolo. Adevărul că poți să reciclezi pungile de la duty free dacă te duci în același aeroport, le folosești după aia. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.